Bine ne-am regăsit, dragi privitori, și în anul 2018, când cu toții ne bucurăm de centenarul Marii Uniri, întâmplate la 1 decembrie 1918, când pe Câmpia Libertății de la Blaj, din 10.000 de piepturi, a răsunat dorința de unire a provinciilor române într-un singur stat național unitar, dorință de veacuri pentru care au luptat și au căzut rânduri și rânduri de români din toate provinciile românești. Despre acest eveniment, care cu siguranță va face obiectul multor evenimente ce se vor întâmpla în acest an, vorbim și noi la început de ianuarie cu omul care a scris poate mai mult decât alții și a răzbit în arhive, acolo unde mulți nu ajunseseră, să descopere pentru noi adevăruri uitate, adevăruri poate unele dorite, trecute în uitare, adevărul despre cei care au făcut Marea Unire, despre cei care au luptat, despre personalități care și-au dat viața fără să clipească pentru idealul de veacuri al tuturor românilor. Este vorba despre scriitorul, publicistul și directorul Dorin Brosbă, căruia îi mulțumim mult pentru că și-a rupt din timpul domniei sale să ne vorbească despre Ecaterina Teodoroiu, eroina sufletului românesc, eroina de la Jiu, care a plecat din vădenii Gorjului și a scris istorie, prima femeie soldat, prima femeie ofițer, care a ajuns să reprezinte simbolul de unitate și dorință de independență al tuturor românilor. A luptat și a căzut pe frontul primului război mondial înainte de a se întâmpla evenimentul dorit de toți, Marea Unire. Despre filmul făcut de domnul director Dorin Brosbă în calitate de regizor, scenarist și participant direct la tot ceea ce s-a întâmplat, la această întreprindere dorită și pentru care domnia s-a zbătut și a realizat-o cu fonduri proprii, dar și despre cărțile pe care le-a scos domnia sa dedicate eroin de la Jiu, vorbim în această întâlnire de suflet. Bine v-am regăsit și la mulți ani din partea mea și a echipei care este în spatele meu la fiecare întâlnire, domnul director Dorin Brosbă. La mulți ani, domnul Covaci, și mulțumesc pe această cale televiziunii Accent TV că este alături de noi, este o iubitoare de cultură, de performanță. Și iată, cred că e singura instituție media din țară, întâlnesc să spun, care realizează prima emisiune în anul Marii Uniri, dedicate eroinei de la Jiu, Ecaterinei Teodoroiu, care vrem, nu vreau, sau vor unii sau nu vor, are legătură directă cu Marea Unire din anul 1918, pentru că, așa cum îmi place mie și să spun, la acea Românie dodoloață, care s-a făptuit atunci la 1 decembrie 1918, a avut un mic aport important și Ecaterina Teodoroiu, care și-a vățat picăturile de sânge departe de casă, acolo, în tranșeele pline de suferință din Fitioneștii Vrancei, ca noi să trăim liberi într-o țară bogată, prosperă și independentă. Așa cum spuneați și dumneavoastră, sigur, în ceea ce mă privește pe mine, fenomenul Ecaterina Teodoroiu, pe care l-am realizat, începe cu data de 8 iunie 2010, deci acum aproape 8 ani de zile, când am pornit la drum, așa cum spuneați bine dumneavoastră, cu realizarea, editarea unei cărți care se intitulează Cătălina, eroina de la Jiu. De fapt, această cărticică este o istorie romanțată a vieții încă nu prea bine știută de români, realizată, începută și realizată de preotul paroh Ioan Mălăiescu, care a scris această carte în anii 30. Dânsul era preot paroh la Catedrala Sfinții Mihail și Gavril, de aici, din Târgu Jiu, din piața prefecturii. Domnia sa, în calitate de om al bisericii,
A cunoscut-o înainte de război pe tânăra Cătălina Teodoroiu, care, știți și dumneavoastră bine, a urmat cursurile școlii primare de aici, de la Târgu Jiu, undeva de pe strada Popa Șapcă. Din păcate, acea clădire nu mai este, pentru că s-au făcut alte blocuri și este normal să se întâmple așa ceva. Și părintele a avut șansa și norocul la timpul respectiv să o cunoască pe această fată destoinică, care a avut o mare ambiție, deși erau foarte mulți frați, vreo 7 frați, să devină un om de bază al societății și, după cum știți și dumneavoastră, datorită abilităților sale de a învăța, a fost sprijinită să meargă la București de către bogătașul vădenilor, un om care pur și simplu a îndrăgit-o pe această fată. Și iată că în anii 1910, 1911, 12 până în preajma primului război mondial, Ecaterina Teodoroiu a urmat școala pedagogică din București pentru a deveni învățătoare. Asta a fost în primul rând dorința ei. Și pentru toată lumea trebuie să știe că atunci era ceva extraordinar să fii învățător, să înveți copiii carte, pentru că, într-adevăr, în acele vremuri chiar se făcea carte, iar primii care au înțeles că știința de carte este vitală și este benefică pentru toată viața erau copiii de oameni săraci, care nu aveau altceva de făcut decât să învețe și să răzbească în viață. Așa s-a întâmplat și cu Ecaterina Teodoroiu la timpul respectiv. Sigur că atunci, în acele timpuri, școlile normale sau școlile pedagogice, unde se considerau că erau cele mai destoinice fete ale țării, urmau și acele cursuri de instruire pentru un conflict armat. Și s-au constituit cohorte, așa se numea, și acolo, la București, Ecaterina Teodoroiu a făcut parte din cohorta Păstorul Bucur, condusă de domnișoara Aretia Piteșteanu, viitoare Aretia Tătărescu, viitoarea soția premierului României, Marii Gheorghe Tătărescu, Gorjanu Gheorghe Tătărescu. Așadar, iată că Ecaterina Teodoroiu a cunoscut-o pe Marea Doamna Gorjului, încă din fragedă tinerețe. S-au legat o prietenie deosebită între ele. Sigur că Aretia nu avea de unde să știe că viitorul Iisus va fi tot gorjan. S-a întâmplat după primul război mondial așa ceva. Și atunci, în momentul când Ecaterina Teodoroiu a revenit la Târgu Jiu, ea avea deja elementele bine puse la punct de pregătire militară, pentru că s-a pus întotdeauna problema, dar cum a reușit această fată simplă a Gorjului să îi se dea o armă. Atunci, după moartea fratelui ei, la bătăliile de la Porceni, Schela, pe ei s-a dat acea armă, pentru că, din fericire, în acele timpuri, oamenii, repet, întotdeauna căutau să se pregătească, să fie pregătiți în cazul unui conflict armat, aveau o evidență foarte clară. Și aici mă refer la instituțiile militare de pe teritoriul județului Gorj. Și în momentul când s-a întâmplat acel eveniment ca Ecaterina Teodoroiu să posede o armă și să intre la bătălie, deja ea avea cunoștință bine întemeiate în ceea ce privește o armă. Și din câte știți și dumneavoastră, undeva în zona comunei Brătuia, chiar la un moment dat, în timpul acelor bătălii cu armatele cotropitoare, chiar a căzut pentru câteva zile și prizonieră și a reușit să scape datorită faptului că, în afară de arma personală, avea și un pistol în uniformă și cu acel pistol a reușit să ucidă santinele care o păzau și a revenit acolo la soldații cu care lupta împotriva armatelor cotrobitoare. Sigur că bucuria noastră a urmașilor ei este că, așa cum spunea și dumneavoastră, am reușit să căutăm prin Arhivele Naționale București, pentru că să scrii și să realizeze un film documentar despre o mare personalitate, că este Ecaterina Teodoroiu sau altă mare personalitate a istoriei românești, este foarte, foarte greu. Și mai ales când omul, persoana respectivă care își pune în cap să realizeze aceste lucruri, este într-un oraș mic de provincie. Deci
Una când ești localnic al Bucureștiului, al Timișoarei, al Clujului sau al Brașovului sau al Sibiului și una când ești un oraș micuț care ești nevoit să mergi acolo, să cauți, să te documentezi, să găsești și oameni de bună credință care te sprijină, pentru că degeaba mă duc eu în arhivele naționale, să zicem, de filme, dacă nu știi ce să ceri, ce dorești și mai ales să găsești și bunăvoință din partea oamenilor de acolo care, iată că, de-a lungul vremii, cu toate că a trecut peste noi o perioadă de aproape 40 de ani de comunism, o parte din arhiva din națională, fostul studios Sahia, Alexandru Sahia, s-a ținut în formă foarte bună. Sunt lucruri foarte interesante care le-am găsit cu acest prilej acolo. Probabil, într-un viitor apropiat, voi apela și la alte materiale de arhivă, cu toate că ele costă foarte, foarte scump și trebuie să știe oamenii că să realizezi un film despre Caterina Tudorului și să scoți materia de arhivă sunt lucruri foarte greu de făcut. În primul rând că trebuie realizată o documentație bogată să scoți aceste materiale de arhivă. Este ca un tezaur, să spun, de informații acolo care nu se dă la oricine și oricum. După aceea trebuie prelucrat și, în ultimul rând, trebuie să achiți și niște bani. Nu puțin, nu mai are rost aici cât și cum, dar oricum pentru buzunarul unui om simplu, cum sunt eu, pentru că așa mă consider, aș vrea să știe telespectatorii noastre că eu nu lucrez și n-am lucrat niciodată în structurile de cultură ale Gorjului. Sunt un simplu cetățean cu dorință de istorie și de adevăr și să știți că nu trebuie să fii specialist în așa ceva, cum am avut niște prieteni și îmi reproșau acest lucru. Trebuie să muncești în primul rând și le-aș recomanda și tinerilor care doresc, că nu sunt eu buricul pământul aici în Gorj, să realizeze lucruri frumoase pentru a scoate în evidență eroii Gorjului, frumusețea județului nostru și mai ales acele bătălii deosebite din primul război mondial care au dus, încă o dată repet, la realizarea României Mari acum 100 de ani. Despre acest film pe care dumneavoastră l-ați realizat și l-ați dat în premieră pe televiziunea națională chiar în această vară, un film extrem de bine primit, un film pe care dumneavoastră l-ați realizat pe locurile pe care a luptat și a trăit eroina noastră națională, Ecaterina Teodoroiu. Despre filmul acesta care a ajuns chiar și în Republica Moldova la frații noștri de pe Sevlut, a ajuns la Ministerul Apărării Naționale, un film care deja este inclus în, să spunem, tezaurul realizărilor legate de eroina de la Jiu. Povestea filmului, povestea acestei realizări unice pe suport audio-video. În primul rând, domnul Covaci, vreau să vă spun că să realizez, repet, mă repet încă o dată, să realizez un film documentar despre o mare personalitate. Trebuie să spun că Ecaterina Tudorului e cea mai cunoscută româncă din toate timpurile și nu mă poate combate nimeni. Trebuie foarte, foarte multă muncă și oarecare, că degeaba vrei, exact cum aș vrea să sari eu la înălțime, dorința am, trebuie să ai și posibilități. Am avut o mare șansă, fiindcă eu am fost elev al liceului Ecaterina Tudorului. Am cunoscut-o personal pe sora dumneaici amică, pe Sabina, care a fost vreme de aproape 40 de ani muzeograf la Casa Memorială. Și atunci când eram elev, domnia sa, nu numai mie, noi atunci, în acele timpuri, nu se mai întâmplă, din păcate, așa ceva, liceul Ecaterina Tudorului ținea o legătură strânsă cu familia eroinei și deseori, cel puțin trimestrial, mergeam fie noi în vizită la casa Ecaterinei de acolo din Vădeni, fie doamna Sabina venea alături de răposatul general Grigore Nicolescu, care a fost coleg de pluton cu Ecaterina Tudorului, veneau și realizau niște ore de istorie extraordinare chiar la liceul Ecaterina Tudorului, unde în acel timp aveam un om deosebit, directorul Romanescu se numea, și domnia sa întotdeauna căuta ca liceul Ecaterina Tudorului să aibă legătură cu familia și cu spiritul Ecaterinei Tudorului, din câte știți și dumneavoastră și cine a vizitat Colegiul Național Ecaterina Tudorului, pentru că
Știți și dumneavoastră foarte bine, la ora de față este cea mai performantă instituție de învățământ din județul Gorj, de foarte multă vreme. Acolo, la intrare, este portretul Ecaterinei Teodoroiu. Mai mult, în sala de consiliu profesoral de la această prestigioasă instituție, există și un tablou în mărimea naturală realizată de celebrul pictor Iosif Keber, pe care, din fericire, l-am cunoscut și eu personal în momentul când domnul profesor Manoniu i-a luat un interviu cu puține luni înainte de trecerea dumnealui în eternitate, la o vârstă de 90 și ceva de ani atunci. Iată că oamenii Gorjului, întotdeauna oamenii de valoare, au căutat să scoată în evidență cum au putut dumnealor, prin pictură, prin scris, și eu am găsit soluția să realizăm că este mai ușor în ziua de astăzi și mai plăcut pentru tânăra generație să scoți un film. Filmul l-am conceput exact pentru tânăra generație. Durează 40 de minute și am folosit, așa cum vă spuneam, materiale de arhivă prețioase, scoase cu foarte, foarte multă greutate din Arhiva Națională de Filme. Sigur, aici am beneficiat și de sprijinul primăriei municipiului Târgu Jiu, personal al domnului viceprimar Adrian Tudor, care și dânsul a fost prezent acolo. Și am căutat să lansăm acest film exact la 100 de ani de când Ecaterina Teodoroiu a fost avansată în grad. Noi anul trecut, pe data de 10 martie, am lansat acest film la cinematograful Sergiu Nicolescu, cum era normal, și nu întâmplător la Sergiu Nicolescu, pentru că domnia sa, pe lângă faptul că este un gorjan cunoscut și a dat numele acestei instituții unde se proiectează filme, domnia sa este și un regizor care a făcut cele mai multe filme istorice, de mare valoare. Și noi am găsit materiale de arhivare, respectiv reconstituirea bătăliilor la Jii, unde l-avem acolo și pe subcomisarul Ioan Popilian, exact cu oamenii, deși este reconstituire după aproape 12 ani, 13 ani, cu o parte care mai trăiau, sigur că este un material de arhivă prețios. Avem vizita reginei Maria la Spitalul Iași, acolo unde Ecaterina Teodoroiu a fost salvată de la moarte, datorită rănilor grave suferite la bătăliile de lângă Filiaș. După aceea avem inaugurarea mausoleului nostru de aici, din fața prefecturii Gorj, pe data de 8 septembrie 1931, realizat cu sprijinul direct al Marii Doamne a Gorjului, Aretea Tătărăscu, sigur sprijinită și de soțul dumneaei, premierul României Mari, Gheorghe Tătărăscu, gorjean de origine din Poiana. Puțin știu că acest mare om de politic, nu mă interesează de culoarea lui politică, a făcut atâtea lucruri frumoase pentru Gorj, pe lângă faptul că a înființat foarte multe unități economice, și aș aminti aici uzina mecanică SADU, fabrica de țigarete, APACA, fabrica, uzina electrică Novaci și multe alte lucruri, drumuri, plus sanatoriul de la Dobrița, tot de Tătărescu făcut. A făcut și acest mausoleu, lucru de bun augur, pentru că în acela realizat de Milița Petrașcu, studentă a marelui Constantin Brâncuș, care în acel timp lucra la aceste capodopere universale pe care le avem noi astăzi la Târgu Jiu, respectiv Masa Eroilor, astăzi o știm Masa Tăcerii, avem Poarta Sărâtului, care se numea Portalul Unirii, și avem Coloana Infinitului, care purta numele original Columna Recunoștinței. Și am făcut aceste precizări pentru că aceste monumente, de aici și Calea Eroilor, sunt realizate în memoria eroilor Primului Război Mondial și în primul rând datorită existenței eroinei neamului înmormântată aici, în centrul orașului Târgu Jiu. Deci aceste capodopere universale, care ne lăudăm noi astăzi și nu prea știm să le punem în valoare, sunt realizate cu sprijinul direct al Guvernului României prin premierul său Gheorghe Tătărescu, care are, după atâta timp, o amărâtă de bun bust alături de Aretea aici, lângă Muzeul Județean, și am înțeles că niște domni suspuși de la Ministerul Culturii vrea să mute aceste busturi. Care ar fi motivul? Nu știu, nici nu mă interesează. Pe mine mă interesează să fac creații, să rămână ceva în urmă. Și repet, domnul Covaci, eu am realizat acest film nu pentru Gorj neapărat, pentru oamenii din România, pentru tineri,
Și așa cum spunea dumneavoastră, mâhnirea mea este alta. Pe lângă faptul că am făcut lansarea aici la premiera filmului la Târgu Jiu, după aceea nu mai am mai interesat pe nimeni din autoritățile locale, cu excepția domnului Adrian Tudor, care a fost împreună cu mine în turneul din orașele mari ale Moldovei, sigur, pe relația Radio România Iași, care m-a invitat alături de echipa mea să prezentăm filmul la Onești, la Iași, la Vaslui și, bineînțeles, și la Chișinău. Și am încheiat la Fitionești. Din păcate, nici până acum am intrat în anul Marii Uniri. Am înțeles că s-au constituit comitete de-astea de promovare a anului Unirii și la Gorj. Nu știu cine sunt, nici nu mă interesează. Cert este că în această primăvară, probabil, voi face un turneu cu acest film în Ardeal, acolo unde s-a și înfăptuit Unirea și probabil voi începe la Alba Iulia. Și după aceea avem o invitație și în Banat, la Timișoara, de către niște prieteni ai noștri, gorjeni, care interesează acest film. Din păcate, la Gorj, trebuie să o spun, eu, autorul filmului, nu prea interesează. Așa cum spunea și dumneavoastră, pe data de 22 august, după o analiză temeinică de specialiștii televiziunii române, filmul a fost proiectat la oră de maximă audiență. Difuzat, să spunem, la oră, sigur, de maximă audiență, pentru că se împlinea 100 de ani de la moartea Ecaterinei Teodoroiu. A fost difuzat pe TVR2, pe TVR România Internațional și pe TVR, cum spunea și dumneavoastră, Moldova, pentru ca acest film să fie văzut și de întreaga Republică Moldova. La 3 zile a fost distribuit în reluare pentru că a fost foarte multe solicitări în acest sens de la telespectatori. Sigur, el a rămas în arhiva televiziunii române și din câte am discutat cu domnul Mircea Neacșa, directorul TVR3 și cu domnul Dan Banu, directorul TVR2, canalului România, va fi difuzat și în acest an, sigur, probabil în lunile următoare, și în august, și în toamnă. Din păcate, noi am fost realizatorii acestui film, am fost recompensați așa de bine, încât nici n-am fost invitați la manifestările care s-au întâmplat aici în Piatra Prefecturii pe data de 22 august 2017. Dar spun că s-a proiectat la coloană filmul dumneavoastră în cadrul acestor sărbători. Este datorită faptului că relații mele bune cu domnul viceprimar Adrian Tudor și atât. Nu a fost ceva oficial. A fost o relație între mine și viceprimarul actual al Târgu Jiului. Autorități înseamnă și altceva. Avem și prefect, avem și alți oameni care conduc acest județ. Nu i-am auzit și să știți că eu nu sufăr pentru că am o vârstă și mai fac și alte filme și alte cărți, dar să știți că cred că era binevenită și o întrevedere a echipei noastre, pentru că nu am făcut singur, eu am dirijat ce avem de făcut. Să vorbim și despre echipă puțin, pentru că ați trecut din documentar spre film artistic cu succes, din câte spun criticii de specialitate. Da. Păi, sigur că, în primul rând, eu, așa cum spunea dumneavoastră, am făcut și scenariu și regia, am fost și electrician și șofer și cu luminile, că eu nu am așa. Am avut omul numărul 2, Paul Mălăianu, inginerul Paul Mălăianu de la Sadu, un prieten vechi și bun, un as al imaginii. Cu domnia sa am făcut principalele filmări peste tot, unde am fost, și în Moldova, și în Târgu Jiu, și la Sadu. După aceea, avem și o voce bună pentru film. Sigur că e foarte greu pentru un film documentar și l-am găsit pe domnul profesor Pompiliu Ciolacu, fostul director la Clubul Elevilor, om deosebit, un erudit om de cultură, întâlnesc să spun. Ne trebuia și interprete. Sigur că când vrei să faci filme documentare, trebuie și bani. Dacă n-am avut, nimeni nu ne-a sprijinit cu niciun ban. Poate sunt, că s-am auzit vorbe că poate ori fi fost, dar nu-i cunosc eu. Nu ne-a dat nimeni niciun ban, nici măcar bani de o sticlă de apă plată să bem pe drum. Noi ne-am chivernisit, am mâncat grisine, am mâncat biscuiți, nu-mi rușine, am fost și am realizat. Ideea este că am deplinit misiunea, că tot am făcut un film despre prima femeie ofițer combatant a armatei române. Noi ne-am îndeplinit misiunea, ați văzut și dumneavoastră și comandorul, nu contează ce faci, cum ai făcut, ideea este misiunea îndeplinită. Și am actrițe de une. Și atunci le-am găsit aici la noi. Adina Cotorogea, care este muzeograf la Muzeul Județean Gorj, Ecaterina Teodoroiu în faza de război, în uniformă militară, și am găsit și o fetiță, deși am avut vreo 50-60 de fetițe care s-au prezentat și le-am și văzut așa, o fetiță, nu din Târgu Jiu, este de la Rovinar, Bianca Mitrică, de 10 anișori pe vremea aceea, care imediat mi-a căzut mie în față, ca și Adina Cotorogea. Le-am îmbrăcat, le-am aranjat, filmările le-am făcut la Muzeul Arhitecturii Populare Curtișoara, deși eu îmi doream să mergem la
Chitionești, dar o deplasare cu 5-6 oameni, stai 3-4 zile, costă destui bani și știu ce vorbesc, nu să huzurim. Dar o deplasare de 600 de km dus, 600 întors, plus cazare, masă și multe alte lucruri acolo, durau. Plus că am găsit înțelegere de la Muzeul Județean Gorj și Alexandru Ștefulescu, personal de la domnul director Dumitru Ortopan, să ne împrumute câteva ore și armele care le-am folosit, deși cineva ne-a sugerat la timpul respectiv să folosim niște arme confecționate din lemn, a refuzat cu total această idee, pentru că totuși realizam un film documentar care rămâne și nu mai există un film documentar. Este unicul, este filmul artistic realizat în urmă cu 40 de ani, da, unde am și fost atunci, am cunoscut-o și pe eroina principală, Stera Furcovici. Probabil vom face o prezentare a filmului nostru și la Turda, localitatea ei natală, deși Stera Furcovici nu mai este printre noi de multă vreme. Și atunci am găsit soluția cu aceste artiste. Filmarea, să știți că am făcut-o câteva ore, ce m-a interesat cu ele, cu explozii, la Curtișoara, acolo cum am putut și noi. A fost nevoie de foarte multă documentație, cu sprijinul poliției Gorj, respectiv a domnului comisar șef Nicolae Udroiu, pentru că armele au, deși ele nu mai sunt utile, folositoare, nu mai pot să scoată foc pe aia, trebuie făcute anumite documentații ca să le poți să le folosești și a fost mult de lucru și cu documentele. Le-am realizat, ne-am încadrat în cele 5 ore cât le-am scos noi de la Muzeul Județean și sigur cu sprijinul oamenilor de la muzeu, sigur ne-am ajutat, iată că cu Muzeul Județean, deci cu puțin efort, cu puțină voință se pot face lucruri extraordinar de frumoase. Și bucuria noastră și suprema a echipei mele este că și pentru oamenii din Fitionești și de la pe unde am făcut noi filmările, că acest film a fost difuzat pe televiziunea națională. Sigur, am avut și că sunt și răuvoitori, că cu cine am aranjat eu să se dea acest film pe televiziunea națională. Păi, să știți că și noastră, că televiziunea națională nu aranjez cu nimeni acolo. A fost prima dată când am cunoscut acei oameni, nu i-am văzut în viața mea. Sigur că a trebuit să facem o documentație, niște contracte de difuzare a dumnealor, că nu se fac așa simplu. Am fost și în studioul Televiziunii Române, acolo, unde am spus câteva cuvinte, cum am făcut noi filmul. Ele rămâne acolo în Arhiva Televiziunii Române și cu tot dragul le-am spus dumnealor, de câte ori considere că este necesar să-l difuzeze, să-l dea, fără nicio pretenție financiară, că toată lumea întreabă câți bani mi s-a dat, Dar cât bani să cheltuiesc, nu mă întreabă nimeni. Așa este românul și eu deja m-am adaptat. Sigur că acest an, care este și centenarul Marii Uniri, filmul pe Ecaterina Todoroiu, vrem, nu vrem, este legată de făurirea României Mari. Și prin acest film, sigur că e făcut 100% gorjenesc, sperăm să ne facem cunoscuți, pentru că acest film nu înseamnă că Ecaterina Todoroiu este în istoria română și dacă făcea Broadway filme și dacă nu făcea Broadway filme și dacă scria cărți sau dacă nu scria cărți. Este un prinos de recunoștință. Este, da. Este un prinos de recunoștință, dar prin acest film, să știți și dumneavoastră, și mi s-a spus că am avut destui vizitatori și la Casa Memorială Ecaterina Todoroiu. Da. Pentru că lumea, mulți nu mai știa, tânăra generație nu mai știa. Este și pe net, să spunem. Este pe site-ul Radio România Iași cu binecuvântarea mea, pentru că mi-a cerut-o și nu puteam să refuz acești minunați oameni. Deci filmul reprezintă și o reclamă gratuită pentru Târgu Jiu, în primul rând, și pentru Gorj. Domnule director, mai sunt 2 minute pentru că ar mai fi multe de spus. V-am întreba aceste 2 minute despre broșura care a scos-o cu poze, cu imagini în premieră, cum ați reușit numai dumneavoastră știți să le scoateți, și cu scrisuri oficiale legate de destinul Ecaterinei Todoroiu. Da, am făcut un album fotocolor, tiraj limitat, ele deja s-au epuizat în anul trecut. Dacă îi mai interesează pe cineva, pe autorități, pe Ministerul Culturii sau pe Ministerul Apărării Naționale, eu le voi multiplica, cu mult drag le voi da, dacă se dorește, ele le am în arhiva mea acasă. Așa cum spuneați dumneavoastră, în momentul când am căutat materialele filmate despre Primul Război Mondial, am găsit și niște înscrisuri deosebite, inclusiv un uniform a Ecaterinei Todoroiu, care a murit, care este în custodia Muzeului Militar București, este și sabia ei de ofițer, este și arma la Muzeul Național de Istorie. Sper ca autoritățile gorjeane să facă ce o face în anii următori, ca să aducă aici la Târgu Jiu aceste obiecte, pentru că arma este, cum avem și lada de muniție, arma a fost aici, la Muzeul Județean.
Se poate face lucrul acesta? Se poate face cu sprijinul autorităților, dacă este, se dorește. Avem sabia de ofițeri ai Cretenului, este uniforma, chiar se vede și locul unde ai trage cele două gloanțe la inimă. Sigur că da. Deci este adevărat și cu ocazia aceasta am risipit și urma aceea de îndoială a unor copii, că filmul acesta a pornit din 2010, când o fetiță de la școala Ecaterina Todorovici din Brăila, unde am fost să prezint cartea, m-a întrebat că ea până atunci știa că Ecaterina Todorovici este un personaj de bard ai doma Ileana Cosinzeanu. Da. Și Cosinzeana. Și atunci, cu acest film, mai ales că am trimis câteva exemplare și acolo la școala Ecaterina Todorovici la Brăila, domnului director Carnaru, să le prezinte copiilor, mai ales acum că peste puține zile, pe 14 ianuarie, va fi și ziua de naștere a Ecaterinei Todoroiu. Invit pe această cale oamenii tineri, în primul rând, să viziteze casa memorială Ecaterina Todoroiu. Nu neapărat că Ecaterina Todoroiu zâmbește dumnealor, pentru a-și îmbunătăți, știința, și pentru să împle de energie pozitivă. Să știți că de câte ori și nu e casă, nu e cazul numai casei Ecaterinei Todoroiu. Când vizitez casa unor mari personalități, se umpli de energie, indiferent de vârsta pe care o ai, energie pozitivă, bineînțeles. Și să mai lăsăm în pace politicul toată ziua când ne îmbolnăvim și să ne mai întoarcem fața spre adevăratele noastre personalități, marile personalități ale neamului românesc. Pentru că ne apropiem de final, o întrebare, o curiozitate. Am văzut în filmul original dat pe Televiziunea Națională că vă întrebau copiii de la Fitionești, ei știau că eroina este a lor de acolo, e adevărat? Da, sigur că da, sigur că da. Și cum spunea bătrânul din film, Nenea Gheorghe Pătrășcanu, un domn care chiar zilele următoare va împlini 91 de ani și m-a sprijinit foarte mult în ceea ce am vrut eu să... Da, sigur că da, și vorbesc săptămânal cu dumnealui. Mi-a trimis și scrisorile originale ale sergentului Ion Tudorică, care a povestește cu lux de amănunte cum a murit Ecaterina Todoroiu. Probabil voi scoate o cărticică cu aceste scrisori în original și probabil le voi dona, cum e normal, Muzeului Județean Gorj Alexandru Ștefulescu, pentru a le expune chiar acolo la Casa Memorială Ecaterina Todoroiu. Asta este obolul meu, ce l-am găsit. Nu le țin acasă, că nu au nicio valoare la mine acasă. Ele trebuie să stea undeva, să fie văzute de oameni, să fie studiate de tinerii care își doresc să urmeze o carieră istorică. Sau cine știe, poate va mai apărea un tânăr sau o tânără care să realizeze un alt film documentar dedicat Ecaterinei Todoroiu, poate mult mai bun decât ceea ce am făcut eu. Și m-aș bucura și voi sprijini cu mult drag cine dorește așa ceva. Și sper ca oamenii din Gorj și din întreaga țară să se bucure, așa cum noi dumnealor știu, despre centenarul Marii Uniri, pentru că avem nevoie de o sărbătoare veselă cu această ocazie, pentru că puține țări din Europa sunt care își sărbătoresc 100 de ani independente și reîntregite, pentru că România noastră în 1918 a fost cât de cât reîntregită. Mulțumim mult, domnul director Dorin Brozbă. La mulți ani, dragi români, de centenarul statului nostru unitar și independent și pe 14 ianuarie gândiți-vă și la Ecaterina Todoroiu, eroina noastră de la ziua.